călduroase. Dar îmi place să fiu frumoasă. Te-mi dădu una de pomană. Îi plăcea răposatei culoarea asta. Și batic și îmi zise, vezi să dai cu fierul pe ea. Păi ce am, sunt nebună. Doamne ferește, las că se aranjează pe mine. Păi cine a mai pus mâna pe fier? Cred că am ani de zile de când am mai călcat. E adevărat că nici nu prea spălăm, că noi ne spălăm vara, ne folosim de apă până la iarna, nu punem gram de apă în gură, nu mai vin. Dar vara ne spălăm cu furtunul îmbrăcați. Doi iepuri dintr-un foc și hainele și noi. Dacă nu muncesc, nu muncim niciunul. Nu muncim, crede că nu vrem. Pentru curioșii care întreabă de ce nu munciți, nu vrem. Că ne dă stat. Ne dă domn primar, da, iar Dumnezeu sănătate. Toți luăm ajutor, și eu, și bărbatul meu, și soacră mea, și socră mea. Eu am fost bolnavă când eram mic. Cădeam jos, n-aveam calciu. Așa, bărbatul meu, hapciu, tot timpul răcit. Soacră mea e cam surdă, dar primarul ne ajută pe toți. Copiii alocații, dacă avem atâția bani, ce să mai muncim? Mă întreabă lumea, nu munciți, uite că nu muncim, ședem. Ia uite prosoapele ăștia. Da, cred că îl sunt de 3 luni aici. Uite că nu vreau să-l iau. Le lasă să usuce bine. Ia uite, mi-a zis bărbatul meu, cred că sunt 10 ani de când mi-a zis să dau legănuțul la jos. N-am avut timp. Da, de coi fi avut timp. Pentru ăștia care muncesc. Să fiți sănătoși dacă aveți chef de muncă. N-avem. Noi n-avem chef de muncă. Da. Nu ne place șederea și... Ce găti azi? Nu găti, că mi-a dus femeia asta pomană. Și a dus să... Că știe că suntem necăjiți. Puturoși. Dar voioși! Suntem puturoși, dar voioși. Hai, vă pup, mai fiți ofticoși.